Dragii mei, prin harul bunului Dumnezeu, suntem la cea de-a doua prezentare din cadrul Școlii Prieteniei cu Dumnezeu. Dacă ne întreabă cineva cine conduce această școală, noi trebuie să dăm un răspuns asemănător cu cel care este legat de divinitatea lui Isus, pe care l-a dat Augustin și oamenii din vechime despre, și anume, despre Dumnezeu nu poate vorbi decât Dumnezeu. Nimeni nu poate reprezenta pe Dumnezeu decât El însuși. Adică Isus, care a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, a văzut pe Dumnezeu. Astfel că în contextul nostru mic din locul acesta, dacă cineva ne întreabă cine predă prietenia cu Dumnezeu, noi nu avem un alt răspuns decât prietenul lui Dumnezeu. Cine poate să predea prietenia cu Dumnezeu decât prietenul lui Dumnezeu, despre care vorbește Sfânta Scriptură în cartea profetului Isaia, capitolul 42, versetul 19. Acolo Dumnezeu, Tatăl, îl numește pe Mântuitorul nostru prietenul lui Dumnezeu. Așadar, sub călăuzirea prietenului lui Dumnezeu, vom continua să învățăm împreună despre în școala prieteniei cu Dumnezeu. Întreaga viață este școala aceasta, biserica este această școală, dacă ea primește lucrul acesta și îl învață și îl trăiește. Și, dincolo de orice, tot ce numim noi umblarea cu Dumnezeu, este o expresie a prieteniei cu Dumnezeu. Dragii mei, aș dori să resubliniez, am să mai spun de mai multe ori, cele trei mari esențiale direcții ale Scripturilor. Cea din tâi direcție este oferta. Dumnezeu oferă, nu impune, nu pune, oferă. Cea de-a doua direcție este prevenirea. Trăim într-o lume în care răul este prezent și manifest și atunci Scriptura are această înaltă chemare de a preveni acest lucru. Aceasta este esența ilustrației pomului, cunoștinței binelui și răului. Aceasta era mesajul pomului acestuia, prevenirea, să nu treci de frontiera aceasta, că lucrul acesta e în defavoarea ta. Și a treia direcție a Scripturilor este restaurarea. Dumnezeu vrea să reașeze lucrurile acolo unde au fost. El nu va face o creație mai bună sau mai importantă decât a fost la început, pentru că cea de la început a fost declarată de El foarte bună. Iar ceea ce face Dumnezeu acum este reașezarea lucrurilor acolo unde au fost, adică foarte bune. Și aș dori să urmărim împreună ideea aceasta în cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El vorbește în Matei 19:4. N-ați citit ce a făcut ziditorul la început? Adică acesta este reperul, când el a numit omul și creația lui bună, foarte, foarte bună, declarată de Dumnezeu așa, nu de un juriu. La început, n-ați citit cum a fost la început? Vă rog să rețineți această expresie, pentru că astăzi ne vom întoarce la ceva care am citit, dar n-am citit, sau am citit, dar n-am fost prezenți, cum a fost la început. Vom reciti acest lucru în lumina începutului despre care vorbește Mântuitorul nostru. La început n-a fost așa, afirmă el într-o dezbatere în care oamenii încercau să arate ce e bine și ce e rău. Iisus spune, nu, reperul nu este părerea noastră prezentă, ci reperul este începutul. La început nu a fost așa. Dacă vrei să vezi cât de aproape sau de departe ești de adevăr, raportează-te la acest început. Când Domnul ne-a spus nouă, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, El nu s-a referit la un loc, la niște materiale, la niște metale, la niște fructe. Acestea sunt parte din jucăriile grădiniței sufletului nostru. Când El a spus căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, ne-a transmis gândul acesta, căutați mai întâi prietenia cu Dumnezeu. Ce folos ar fi să ai totul
în lumea aceasta până unde nu mai merge gândul, dacă lipsește prietenia cu Dumnezeu. Ce folos să ai credință în Dumnezeu, cum au și demonii, dacă nu cunoști și nu primești prietenia cu Dumnezeu. E cântarea aceasta deosebit de frumoasă care spune: Împăratul este prietenul meu. Schimbă absolut totul. Altfel, dacă refuzăm prietenia cu Dumnezeu, suntem și rămânem niște străini într-o lume străină. Nu avem nimic în comun. Dacă primim darul prieteniei lui Dumnezeu și răspundem înapoi cu prietenie pentru că El ne este prieten, dacă facem lucrul acesta, trăim într-un univers, într-o lume prietenoasă, datorită prieteniei lui Dumnezeu. Prietenia lui Dumnezeu este tot ceea care dă culoare și gust și formă și sens vieții noastre. Când a spus căutați împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să luăm definiția din păgânismul paradisurilor pictate sau infernului sau a celorlalte care sunt produsele imaginației omului. E bine să luăm cuvântul, să luăm definiția din cuvântul care este inspirat de Duhul Sfânt. Roman 14 cu versetul 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare sau băutură. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, de care o sună acest grecesc, includea ideea de a fi apropiat al celor în poziții înalte, apropiat sufletește, prieten cu împăratul. Neprihănire, pace, care întrece orice fel de știință. Ieri am avut o convorbire cu un domn profesor universitar care mi-a spus că a creat un curs de artificial intelligence. Pur și simplu tremuram când auzeam noțiunile despre care vorbea acest om, nu pricep, mă uit la acest desen, la această pictură, dar vreau să spun că pacea lui Dumnezeu întrece acest domeniu sau orice alt domeniu de mare avangardă. Pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ce culoare ar avea viața dacă Dumnezeu nu ar fi bucuria noastră, cum a cântat frumos Bach și cântăm noi cantata, Domnul mi-este bucuria, bucuria mea este El. Domnul însuși a spus lucrul acesta, a zis, eu sunt partea ta de moștenire, adică relația noastră cu El, aceasta înseamnă împărăția. Împărăția lui Dumnezeu nu este material, spune Epistola către Romani, ci este neprihănire, este pace, este bucurie în Duhul Sfânt. Dragii mei, să mergem mai departe, să urmărim această idee a restaurării relației cu Dumnezeu. Vorbim despre marea temă a restaurării în Scripturi, dar aici urmărim restaurarea prieteniei noastre cu Dumnezeu. Revin spunând, a fi pastor nu înseamnă a fi prieten cu Dumnezeu, a fi creștin de asemenea. A fi tată nu înseamnă a fi prieten cu copiii tăi sau cu soția ta sau cu soțul tău. Prietenia este cea mai înaltă legătură care poate exista, aceea pe care a adoptat-o Dumnezeu însuși. Și pe baza aceasta o numește pe Mântuitorul nostru prietenul lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns lor și le-a vorbit în Matei 19:28, folosind această expresie la înnoirea tuturor lucrurilor. Lucrurile din Universul lui Dumnezeu și din viața noastră nu vor fi înlocuite, ci vor fi înnoite, adică vor fi readuse în starea lor nouă, când au fost ele noi și declarate de Dumnezeu bune foarte. Între acestea se numără relația noastră cu Dumnezeu, legătura noastră cu Dumnezeu, trăirea noastră când spunem cuvântul Dumnezeu, ce trezește în ființa noastră acest cuvânt abstract în sine, dar care, al cărui efect este simțit cu putere atât în lăuntrul nostru cât și în manifestarea noastră exterioară. Iisus vorbește de înnoirea tuturor lucrurilor. Dacă lucrul acesta este luat în considerare și aș vrea să adaug aici și ceea ce găsim în Fapte 3 cu versetul 21, unde Sfânta Scriptură vorbește că Mântuitorul nostru a fost primit în ceruri, cerurile trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Din nou înseamnă că au fost așezate cândva, au fost dărâmate prin păcat și vor fi așezate din nou.
nouă, în aceeași așezare pe care Dumnezeu a numit-o bună, foarte. Cerul trebuie să o trimească până la așezarea din nou. Și noi, tu și cu mine, am fost și suntem într-o anume legătură cu Dumnezeu. Suntem chemați de Mântuitorul nostru prin cuvintele la început. N-a fost așa. Știi cum a fost la început? Dumnezeu a început prin a fi prieten cu omul. Omul a răspuns cu prietenie față de Dumnezeu, față de prietenia lui. Aici asistăm la inițiativa lui Dumnezeu și El este singurul care iubește necondiționat. Noi iubim pentru că suntem iubiți. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Noi îi suntem prieteni pentru că El ne-a fost prieten mai întâi. Și când ne-a fost El prieten? Nu când ne-am făcut noi băieți cu minți sau fete cu minți, ci ne-a fost prieten pe când eram vrăjmași. Aceasta este adevărata prietenie care mișcă sufletul foarte adânc. Pe când a fost o vreme în viață când înjuram de Dumnezeu și nu știam că El îmi era prieten. Mie, nu știam că înjur pe prietenul sufletului meu, nu știam că înjur pe singurul care îmi dorea binele cu adevărat. Așadar, să resubliniem expresia aceasta, vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi proroci din vechime. Și în Epistola către Efeseni, capitolul 1 cu versetul 10, vorbește din nou de ideea aceasta a restaurării, spunând spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile din cer și de pe pământ. Cuvântul iarăși arată că ele au fost unite, adică în armonie, în prietenie cu Dumnezeu. Atmosfera aceasta s-a sfârmat, s-a împrăștiat din perspectiva noastră către Dumnezeu, nu din perspectiva lui Dumnezeu. El a rămas același prieten neschimbat, pentru că Sfânta Scriptură îl descrie, în El nu este schimbare și nu este nici umbră de mutare. El a rămas același prieten, indiferent ce fel de dușmani sau de ignoranți am devenit noi, El ne-a rămas același prieten și este același și astăzi. Și Sfânta Scriptură vorbește de restaurarea acestei relații. Noi toți care suntem prezenți în acest curs și oricare altcineva, cei care vor avea acces mai târziu sau oriunde ne găsim în lumea aceasta, prin diverse mijloace și pe diverse căi, Dumnezeu își va manifesta prietenia față de sufletul nostru. Ideea pe care Mântuitorul nostru o subliniază, spune la început, nu a fost așa, ne îndeamnă pe noi să căutăm cum a fost la început. Sfânta Scriptură descrie omul într-o relație de prietenie cu Dumnezeu. Așa se face că prima zi completă din viața omului atunci creat, a fost un sabat, adică un timp cu Dumnezeu, să petrecem împreună. A precedat lucrul în grădină, a precedat îngrijirea și păzirea grădinii, a precedat orice altceva. Această zi, cea din tâi zi pe care a luat-o Dumnezeu, a fost o zi pe care să o petreacă cu ființa umană. Și lucrul acesta spune mult despre inima lui față de noi. În realitate, timpul pe care îl dăruim este un semn al prețului pe care îl așezăm asupra ființei pe care o declarăm iubită. În Geneza, capitolul 3, versetul 8, observăm că Dumnezeu vine în grădina în care lucrurile nu mai erau cum au fost. Și lipsește din parc de la întâlnire acela pentru care venise Dumnezeu. Dumnezeu nu a venit să viziteze o grădină, ci a venit să viziteze pe cineva. Și acesta era ascuns acum. Dar vreau să observați ceva. Au auzit glasul Domnului care, ce făcea Domnul când s-a întâmplat lucrul acesta? Umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și soția lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. E mare diferență când te vizitează cineva la aniversarea zilei de naștere sau când te vizitează poliția după o crimă care s-a comis și care este legată de tine, într-un fel. Este mare diferență.
dar nu la Dumnezeu. Dumnezeu vine în grădină în același fel, pentru că El este același prieten, ieri, azi și în veci. Nu s-a schimbat nimic. S-a schimbat ceva, dar s-a schimbat la om, nu la Dumnezeu. Lucrul ăsta este prezent, nu este doar pagină de istorie. Când cineva are o anume impresie sau idee despre Dumnezeu, în sensul negativ vreau să spun, el trebuie să caute acest lucru înăuntru lui, nu în afara lui, pentru că la Dumnezeu nu s-a schimbat nimic. El ne spune nouă, te iubesc cu o iubire veșnică. Veșnic înseamnă neschimbat, neschimbător, dintotdeauna, pentru totdeauna, ca și Domnul. Deci trebuie crezut acest lucru și primit în viața noastră. În acea zi, scrie Scriptura, el umbla în grădină în răcoarea zilei, în același fel, în același fel. Acum aș vrea să remarcați lucrul acesta, pentru că la sfârșit o să avem o întrebare legată de ea. Să spuneți cu urechea voastră muzicală, ce credeți că a determinat pe om să răspundă? De rog să marcați lucrul acesta însemnat. Și a doua întrebare pe care o să avem noi este legată de statutul și ceea ce se numește astăzi destinul în viața noastră, raportat la începutul pe care Dumnezeu l-a declarat bun, foarte, în dreptul fiecăruia dintre noi. Ei au auzit pași în grădină. Ei au auzit un glas care avea un anume ton. Este una să te strige cineva într-un fel, răspunzi, și este alta să te strige în alt fel. Nu răspunzi, te ascunzi mai în pământ, mai în groapă. Tonul glasului lui Dumnezeu a fost acela care a convins sufletul omenesc de bunătatea și bunele intenții ale lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi și inserează în acest verset din cartea lui Ieremia, inserează o expresie, gânduri de pace și nu de nenorocire. Păi cine are gânduri de nenorocire? Eu, omul, am gânduri de nenorocire din partea lui Dumnezeu. Cine are gânduri de pace? Dumnezeu are gânduri de pace. Să vă dau un viitor și o nădejde. Voi care credeți că nu aveți niciun viitor și nu aveți nicio speranță, disperare și sinucidere în rândul celor atât de fragezi în trăirea lor. Am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Acest lucru a fost comunicat prin tonul vocii lui Dumnezeu, care a strigat, Adame, unde ești? El a înțeles toată istoria inimii lui Dumnezeu față de el din acest ton, din această armonie, din această muzică a vocii lui Dumnezeu. Nu este oare mișcător faptul că el își manifestă dragostea, își dă ploaia peste bun și rei? Ați observat cu ce prietenie vorbește cu Cain? Nu discutăm de Abel. Cu Abel suferă în tăcere. Cu Cain vorbește prietenește și îl câștigă, încearcă să-l câștige. Așa cum spune Biblia, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Este un lucru asupra căruia trebuie să rămânem o clipă. Îndată ce omul a părăsit grădina prin alegere. Omul nu a fost dat afară, cum ni se spune, izgonit. Omul a ales să părăsească grădina. La baza părăsirii grădinii nu a stat decizia lui Dumnezeu, ci alegerea omului. Aceasta a dus acolo. Procesul acesta de gândire care aruncă umbra asupra lui Dumnezeu totdeauna este unul cu intenție. El se dorește cărbunarea chipului lui Dumnezeu, înnegrirea lui în dreptul, în ființa noastră. De aceea a venit Domnul Hristos ca să lumineze chipul lui Dumnezeu, să vedem în lumină, nu în cărbune, în întuneric, în întunecare, în înnegrire, așa ceva. Ați citit în Sfânta Scriptură că îndată ce ei au părăsit grădina, îngeri cu sabie învăpăiată, care este un simbol al protecției, au fost așezați la poartă, nu împotriva lor, ci în favoarea lor.
totdeauna a fost interpretat lucrul acesta ca fiind o manifestare de forța lui Dumnezeu care oprește, interzice un anume lucru. Nu. Când doctorul îți spune nu mânca acest lucru și nu bea sau nu fuma sau nu practica aceste obiceiuri, el nu este împotriva ta, el nu-ți interzice ceva. El îți arată calea spre viață. Uite, pe aici e drumul ca să trăiești, dacă vrei să trăiești, dacă iubești viața. Fă lucrul acesta. Heruvimii de la poarta grădinii erau pentru protecția omului. Vă rog să țineți minte și să păstrăm în atenție lucrul acesta, pentru că vom întâlni ulterior un lucru care într-adevăr zguduie ființa noastră. În momentul în care de pe cruce Mântuitorul nostru a strigat s-a sfârșit, s-au petrecut multe lucruri atunci. Noi am rămas doar cu cuvântul acesta în cele mai multe situații, dar este un complex de factori. Nu vom rămâne asupra lor de această dată, dar ne vom concentra la unul. Perdeaua din lăuntru templului, care era extrem de grea, puteți să accesați internetul și veți afla date despre această catapeteazmă, această perdea care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor în templu. Perdeaua aceea era întreagă pictată cu heruvimi și acei heruvimi aduceau aminte de heruvimii cu sabie învăpăiată de la poarta Edenului, care erau protecția sau limita peste care un om nu trebuia să treacă și nu putea să treacă în starea lui de păcat, fiindcă lucrul acesta ar fi fost un păcat mai mare decât păcatul. Dumnezeu a limitat păcatul. Acum, această perdea pictată cu heruvimi este sfâșiată, se sfâșie. Heruvimii sunt depărtați și Sfânta Scriptură spune că se deschide în clipa aceea o cale liberă către Sfânta Sfintelor de a intra preotul o dată pe an. Sfâșierea acestei perdele a deschis calea aceasta. Prietenia cu Dumnezeu era restaurată în Hristos. Prietenii mei dragi, dacă aveți Sfânta Scriptură la îndemână, să mergeți în Evrei, capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar, fraților din școala prieteniei cu Dumnezeu, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în loc liberă, liberă, neîngrădită, neoprită de heruvim cu sabia și deschisă de perdeaua aceasta sfâșiată, pentru că prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt. Wow! Păi cine suntem noi să intrăm în locul preasfânt? Uite cine suntem. Noi suntem o preoție împărătească în Hristos. Suntem în El și în El suntem o preoție împărătească și avem o intrare liberă în Sfânta Sfintelor, în locul preasfânt, al comuniunii cu Dumnezeu, al prieteniei cu Dumnezeu, care este cea mai înaltă relație, cea mai înaltă trăire a ființei umane creată de Dumnezeu. Pentru că prin sângele Lui avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Prin trupul Său a deschis El drumul acesta și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, îndemnul să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată, adică un legământ încheiat cu Dumnezeu. Când credința aceasta în prietenia lui Dumnezeu este greu încercată de suferinți, cum vedem la graniță, cum vedem în Turcia, în Siria, în cutremurul acesta cumplit care s-a petrecut și cum vedem în continuele vărsări de sânge de pe toată fața pământului, dacă puneți un steguleț roșu unde se varsă sânge pe pământ, veți acoperi mapamondul. Este înfiorător ce se întâmplă. Atunci când credința noastră în prietenia și bunătatea lui Dumnezeu este aspru cercată de astfel de lucruri, care se întâmplă și în viața personală, și în lumea noastră, și în natură, și pretutinde, iată care este îndemnul ce ni se dă. Să ținem fără șovăire, fără ezitare, la mărturisirea nădejdei noastre, căci credincios este cel ce a făcut
făgăduința. Noi nu ne întemeiem pe credincioșia noastră față de Dumnezeu, ci pe credincioșia lui Dumnezeu față de cuvântul Său. Aici este locul în care ancorăm noi, dincolo de perdeaua din templu care a fost sfâșiată, ancorăm de cineva, nu de ceva. Să ținem fără ezitare la mărturisirea bunătății lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi o clipă să-mi înghit emoția. Mi-aduc aminte de un timp care l-am petrecut la căpătuiul unei tinere din orașul nostru, Câmpul Lung, care a fost arsă într-o explozie teribilă. A păstrat viața pentru următoarele 8 zile. Am petrecut 8 nopți la căpătuiul ei. După miezul nopții, la schimbul trei, îmi dădeau voie să merg să vorbesc cu ea și să mă rog împreună cu ea. Am mers 8 nopți. Când m-am mai întors, mi s-a spus că a încetat. Dar vreau să spun ultimele ei cuvinte. Prietenii mei dragi, vă rog să țineți minte lucrul acesta. O chema Leonica și în memoria mea o cheamă Leonica. Atunci, la plecare, ea nu a văzut, pentru că era așezată pe pat, corpul tot era pansat, complet, complet distrus biologic, mintea întreagă, foarte întreagă, mai întreagă decât oricând altă dată, fiindcă era despărțită de lumea aceasta, era cineva care vorbea despre lumea aceasta de dincolo, de pe malul celălalt, se uita la lumea din care venim, fiindcă știa că moartea va surveni. Și n-a văzut că la capul ei erau asistente, doctori, care stăteau ațintiți și ascultau dialogul nostru fără să miște. Ultimul punct al dialogului nostru, chiar am avut într-o seară în vizită pe pastorul Ciobanu și pe fratele Mirică de la Câmpul Lung, a fost cu mine acolo în camera aceea, nu ușor de vizitat. Și ultimul punct în ultima zi a fost să ne rugăm, Leonica, acum trebuie să plec. Ne-am rugat și m-am rugat în câteva cuvinte, după care s-a rugat ea. Nu voi spune întreaga ei rugăciune, dar voi spune o singură frază. În momentul când a spus fraza aceasta, asistentele și cei ce ascultau, așa, ascunși un pic, și-au pus mâinile în cap, n-au putut să suporte fraza aceasta. Știți ce a zis ea în rugăciune? Ajută-mă, Doamne, să nu uit niciodată bunătatea Ta. Oamenii și-au pus mâinile în cap, bunătatea Ta în condițiile acelea? Și atunci mă întreb ce scuză aș avea eu sau tu. Sau mă întreb dacă ar exista vreun motiv vreodată, vreo explicație pentru a respinge darul prieteniei lui Dumnezeu. Să ținem fără ezitare la mărturisirea bunătății lui Dumnezeu, nu datorită împrejurărilor, ci datorită faptului că El își ține cuvântul. Să și veghem unii asupra altora, adică atunci când unul cade să se găsească imediat doi să-l ridice de acolo de unde a căzut, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste față de Dumnezeu și de aproapele și la fapte bune și trei, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm, acesta e rostul adunării, să ne îndemnăm la dragoste pentru Dumnezeu și dragoste pentru aproapele nostru, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Așadar, la început a fost prietenia. La început este și rămâne prietenia. Prietenia este și dacă ea este, totul este. Prietenia cu Dumnezeu face sens, dă sens tuturor lucrurilor și vieții. Astfel că, prima întrebare la care trebuie să răspundem noi cu această ocazie sună așa. Care crezi că este marele original spre care Dumnezeu vrea să ne restaureze? Noi am fost creați pe pământul acesta cu o chemare, cu o misiune. Acum, care este acest original, care este această misiune spre care, sau chemare, aș spune, sau destin al vieții noastre pe pământ, spre care Dumnezeu ne întoarce inimile și vrea să ne restaureze? Care este acel statut?
Vă rog să vă gândiți bine și să scrieți liber pe pagină. Sora Iana este cea care administrează toate scrisorile voastre. Voi trimite răspunsul pe pagina aceasta. Și al doilea lucru, a doua întrebare este, care crezi că este diferența dintre a vedea pe Dumnezeu ca fiind creatorul și atotputernicul și atotștiutorul, Dumnezeu, a crede în Dumnezeu și diferența, deci, și a privi pe Dumnezeu ca prieten al vieții tale, care ar urma să fie impactul în viața noastră. Dumnezeu să fie cu noi, îngăduiți-mi o scurtă rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumesc pentru această școală a prieteniei cu Dumnezeu. Școala asta nu se va sfârși niciodată. Îți mulțumim că ne-ai primit în ea și îți mulțumim că ești învățătorul nostru prin Duhul Sfânt. Amin.